Bună ziua, sunt Ivan Gabriel. Aici mă muscă pentru pești răpitori. Este o codiță, corpul, fel de piciorușe făcute din Ultra Flash. Și acum o să-i punem niște aripioare. Dintr-un gât de cocoș de culoare maron. Ca orice insect trebuie să aibă și corpul, capul, aripioarele, antenuțe sau poate să îi lipsească unele segmente dacă au fost rupte. Dacă la o lăcustă îi lipsește un picioruș, putem să o imităm. În principiu nu am mers pe ideea aceasta să imit perfect musculițele naturale. Am făcut mai multe fantezii. Prin construcție acest fulg va evolua ca și o se va închide și se va deschide din montaj. Și astfel va evolua ca o muscă naturală. Vă puteți lega și singuri musculițele dacă aveți menchină și piesele care să vă folosiți pentru a lega materialele. Aceasta este o musculiță în viziunea noastră. Jucată cum trebuie în fața peștelui va da bune rezultate. El va veni și o va apuca în gură. Mai avem aici la mai multe modele de musculițe. Aceasta este cu verde. Aceasta este cu albastru. Am folosit la oblete cu bune rezultate. Aproape în fiecare zi merg la pescuit cu muște artificiale și sunt mulți oameni care nu cunosc acest stil de pescuit. Împreună cu un prieten de-al meu, intenționez să fac o televiziune live care va apărea pe site-ul meu pentru a dezvolta acest sport. Acesta este site-ul www.flyersfishing.ro. Mulți îl cunosc, mulți ori să-l cunoască și am zis să facem filmările în direct ca să vedeți cum se treaba cu muștele artificiale, ce fel de pești se pescuiesc la musca artificiale, care sunt tehnicile și cum trebuie prezentate muștele artificiale. Toată treaba este să aveți o dotare minimă, dar nu din cea costisitoare cu jnurul. Cine vrea poate prezenta și cu jnurul musca artificială. În principiu contează ca musca să fie jucată cum trebuie și peștele va fi interesat de ea. În momentul când îi place
cum arată și cum se joacă. El sigur o va apuca în gură ca să o mănânce efectiv, dar are și el un moment de încercare a ei. Având în vedere că el nu vede firul, fiind transparent, nu observă decât năluca care se joacă, imitând pe cea naturală. Deci noi trebuie să, prin jocul nostru, trebuie să facem de așa natură, să jucăm năluca, ca pentru el să pară natural. Și în momentul acela va avea loc atacul. La stilurile care le folosim de prezentare cu buldo și cu plumbul, folosim în principiu cam 4 musculițe. Asta nu că am vrea noi să luăm mulți pești, că așa am putea să punem 12 musculițe, ca să luăm 12 pești, de exemplu. Dar e mai spectaculos când sunt mai multe atacuri, e posibil să fie și 4 atacuri, 2-3 deodată, apoi următorul, până să încarcă toate muștele. Așa pățin și la biban. Și acum, dacă am folosit una-două musculițe, ar fi mai puțin spectacol. Când ai mai multe atacuri și mai mult drill și mai sunt și rupturi, sau drillul și spectacolul crește pe măsură ce te luți cu 2-3 așa la o jumătate de kilogram, atunci și frumusețea acestui sport este pe măsură. Am dezvoltat multe tehnici, nu eu le-am inventat, prietenii mei le-au inventat și eu am zis numai să le dezvolt, stând pe apă și încercând diverse metode de prezentare de joc a muștei. Am reușit să pun la punct câteva idei principale care sunt la baza acestui sport. Este vorba de pescuitul la răpitori când ești aproape de pește și pescuitul la distanță. Pentru pescuitul de aproape, la anumiți pești, cum ar fi cleanul și păstrăvul, trebuie să ținute cont și că sunt foarte ageri și țin cont de orice zgomot, urmăresc orice mișcare pe malul apei și atunci noi trebuie să ținem cont de locul acesta, să ne camuflăm cât mai bine. Apoi la jocul muștei trebuie făcut de așa natură ca să nu dea impresia că musca este artificială. Deci se joacă efectiv la baza apei, când vine peștele la ea, se joacă, nu se duce musca către pește. Deci trebuie totul gândit natural, să nu deranjeze cu nimic. Stăm ascuns, nu se fac mișcări pe deasupra apei cu bățul. Mai nou am pescuit pe râul Dâmbovnic cu bune rezultate la pipăit. Am fost și cu câțiva prieteni. Am un prieten care, Petre Viziru, care este din București și în weekend, în comuna Fierbinți, sat Celaru, m-a invitat la pescuit și am făcut o partidă frumoasă, a doua oară. Prima a fost frumușică, așa nu cunoșteam terenul și am stat și puțin. El a învățat tehnica asta la pipăit, la aclean, folosește musca licurici. O să o fac eu și eu musca aceea. Am folosit-o și eu cu mare succes acolo. Și e foarte încântat de acest stil de pescuit și cum răspund peștii. Plus că a avut capturi pe care nu a putut să le scoate din apă. În principiu, cei mari trag mai spre seară, așa, când se mai liniștește. Natura și oamenii nu mai fac așa gălăgie, că vara mai merg la pescuiti și mai deranjează peștii de acolo. Seara se mai liniștesc, pleacă băieții acasă de la distracție și se poate pescui liniștit la muscă, atunci este un moment foarte bun de vânătoare al cleanului până seara târziu.
Am zis că să fie de ajutor să dezvoltăm acest sport, o să fac cu un prieten al meu o televiziune live. Să transmitem, nu ne-am gândit sigur așa câte ore pe zi. Dar dacă voi o să fiți interesați, o să mărim în orele de emisie. Să zicem că începem cu 4 ore, 5 ore și să ajungem la 8 ore pe zi. Lucrul acesta îl facem din plăcere și emisiunile vor să conțină numai pescuit de la muscă artificială, pentru că e ceva nou și sunt mulți pești care se pot pescui și eu la unele specii chiar nu am pescuit și sunt nerăbdător, cum ar fi crapul la muscă, mareana la muscă, chefalul la mare la muscă. Deci nu am prins și se prind foarte bine, dar e bine să prindem în varianta românească, nu prin alte părți, să zicem că acolo sunt mulți crapi și te domne de aia trage că sunt mulți crapi și la noi nu sunt crapi. Sau chefali. Și atunci cel mai bine este că un om o vede live, va fi ceva asemănător cu televiziunea domnului Florentin Iuga. Numai că noi ne bazăm numai pe muzică artificială. Și emisiuni vor fi tot timpul anului, că am dezvoltat niște tehnici pentru tot timpul anului, ca să învățați să prindeți și la copcă peștele și când este zăpadă pe mal. Nu trebuie să vă treziți cu noaptea în cap ca să prindeți pești. Am dezvoltat niște tehnici foarte bune și o să le vedeți în direct cum dau rezultatele pe măsură și puteți să le încercați. Mai rămâne decât să aveți năluca care trebuie și de calitate. Aici vă mai pot ajuta eu cu nălucile care trebuie. În principiu este un sport frumos, relaxant și ecologic. E bine să-l învățați și voi și pe copiii voștri să-i învățați, pentru că este foarte frumos. Mulți străini pescuiesc de ani de zile, au avut alte condiții politice, să zic așa, și nu au fost îngrădiți și s-au putut dezvolta, cerceta și pune la punct multe lucruri și au creat chiar o industrie în acest sens. Acum se bucură toți de rezultate. La noi este la început. Mulți nu știu să folosească muștele artificiale. Dacă nu știu, trec la parașute, alte lucruri ilegale și care strică și imaginea și peștele. Am zis să mă implic mai mult ca să învățăm oamenii. Și după ce vor învăța, e posibil că mulți vor să le placă acest stil de pescuit și nu o să mai pescuiască la alte lucruri plase și astea care nu sunt ilegale și n-a adunit satisfacție. La o parte de pescuit de la bibană, luam câte 4 bibane odată și cineva dădea la plasă din asta. Bineînțeles că e ilegală și a zis că dacă mai scos 4 odată, mă apuc și eu de dau la muște. Și am mai prins 4 odată și așa l-am convins că-s de la musculițe. În prima zi era la început, avea un băț puțin mai moale. Asta o să vă spun eu cum e și cu tehnicile la fiecare pește, ce bețe trebuiesc, ce lansete trebuiesc. Dar totuși a reușit să ia 3 kg jumate, nu știu, câteva ore, dar ideea, după cum spune el, a fost următoare. A fost foarte mulțumit de acest stil de pescuit pentru că are foarte multă acțiune. Când sunt atacurile și îți bagă bățul o jumătate de metru în apă, simți că pescuiești adevărat. Și cum ai dat și cum ai atacat, el este foarte interesat. Deci te ține de secunde de secundă în suspans. Plus mai este farmecul că la fiecare se pescuiește între ape, dai după un pește și ai șanse foarte mari ca să-ți atace alt pește, pentru că toți peștii sunt interesați de musculuță artificială. Am dat după avat și am luat văduviță, în 3 ore 9 kg.
Am dat după biban și am luat clen la kilogram și avea la 700 de grame pe volt în sus. Și sunt multe... Am dat după biban și am luat și aloși și ștucă. Noroc că erau până într-un jumătate de kilogram și nu ne tăiau firele. Am mai întâmplat cât când atacau cele mari să și ne taie firele, că nu dădeam special după ea. Asta este musca licurici, care să vă obișnuiți voi. Dar de ce v-am zis că contează de calitate? Pentru că dacă dai înțepătura și peștele scapă, nu îl înțeapă cărligul, atunci nu sunt nici șanse să ridici peștele sau să îl înțepi. Aici folosesc niște cărlige mustat, care le găsiți lucrătura aceasta numai la București. Nu fac pentru piață aici, nu am acces eu la așa ceva. Dar găsiți la Aero Internațional musculițele acestea pe cărligele Signature, care sunt foarte bune. E ca o idee așa să facem o paralelă, ca și cum ați merge cu trabantul și cu Mercedes, cam așa. E o diferență între cărligele acestea și cele de duzină. Acum și clienții mei pescuiesc pe, cu niște musculițe pe care le fac pe cărlige japoneze, fără ochier, sunt mult mai subțiri ca acestea. Și sunt foarte mulțumiți de produse. În rest, vă zic să urmăriți pe site și o să vă mai anunț eu prin diverse filmări când în drumul la televiziunea live, ca să știți și să vedeți ceva nou și interesant. E posibil să vă apucați. Eu vă ajut cu cea mai mare plăcere ca să deveniți pescari pricepuți și să știți ce aveți de făcut. Doar muștele trebuie să le aveți la dumneavoastră întrusă și o lansetă cu mulinetă. Eu vă doresc multă sănătate și fir întins pe 2011.